La 1 martie a expirat termenul notificat de primărie pentru demontarea garajelor construite pe domeniul public al municipalității. În principal, cetățenii care au avut construcții amplasate pe domeniul public au înțeles această situație și faptul că municipalitatea nu va mai autoriza amplasarea de garaje, construcții provizorii pe domeniul public, motiv pentru care au trecut la demolarea acestora. Într-adevăr, au mai rămas și câteva situații punctuale, însă chiar de la sfârșitul săptămânii trecute, poliția locală are două echipe care vor merge pe teren și vor aplica sancțiuni acolo unde este cazul. Cei mai mulți dintre proprietarii de garaje s-au conformat hotărârii aprobate de consilierii municipali și și-au demontat construcțiile provizorii cu forțe proprii. Au fost și cazuri în care unii dintre proprietari nu au putut respecta termenul impus din motive obiective. Sunt și situații punctuale unde anumiți proprietari de garaje au solicitat o păsuire din partea primăriei municipiului Buzău. Vă dau un singur exemplu, am avut o solicitare din partea unei doamne care ne-a comunicat că a fost bolnavă, internată în spital în această perioadă și nu a putut acționa pentru demolarea garajului și a solicitat să-i acordăm un termen de o săptămână pentru demolarea acestuia. O altă speță a unei doamne de asemenea care ne-a comunicat că este foarte bătrână, are și o pensie foarte mică și ne solicită nouă să intervenim cu societatea Urbiserv pentru demolarea garajului. Mai mult decât atât, dânsa nici nu-l mai utilizează și vom analiza să vedem, fiind cazuri sociale, dacă vom putea interveni. Pe strada Fresinet, unde urmează să fie pus în practică proiectul Iazul Morilor, au mai rămas doar două garaje în picioare. Un caz special este cel al unor proprietari de garaje cărora construcțiile le-au fost repartizate odată cu apartamentele în care locuiesc și care au ales să se adreseze justiției.